seara, dragi absolvenți, dragi colegi, dragi părinți, deci am văzut că sunt și câțiva dragi bunici și am văzut și câțiva copii. Deci așa o reprezentare sociodemografică mai rar, chiar mă bucur că sunt reprezentate toate categoriile de vârstă. Dar și din studiul acesta este și mesajul meu principal. În primul rând, sper să fi înțeles din interacțiunile cu noi că educația este un proces și nu este un punct terminus. Eu cred că scopul educației este să-i facă pe oameni să rămână deschiși față de învățare pentru tot parcursul vieții. Și încă o dată, astăzi încheiem o etapă, dar în niciun caz nu este un sfârșit de drum. Și, repet, cred că educația nu se termină astăzi, ci sper să vă fi cultivat această idee că scopul educației este să vă facă să rămână deschiși pentru învățare, pentru perfecționare, pentru tot restul vieții. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l spun tot așa despre rolul educației și sper că acest lucru să fie apăs, să fie ajuns la voi în calitate de studenți. Cred că rolul educației este să-i facă pe oameni să aibă încredere în forțele proprii și să aibă încredere unii în ceilalți. Sper că v-ați descoperit aceste forțe proprii, sper că v-ați descoperit potențialul și mai ales sper că v-ați făcut prieteni care să aveți încredere profesională, pentru că e foarte important în profesia pe care o exercitați să aveți la cine să apelați. Și al treilea lucru pe care sper că l-ați perceput în timpul anilor de studiu este că nu există spurtături. Asta e o veste proastă, știu că acum se poartă mesajele astea motivaționale, totul este ușor, totul este posibil, dar eu cred că nu există scurtături spre performanță și spre realizare profesională sau intelectuală. Oricât am vrea noi să credem, poate contrariu, mai ales într-o anumită etapă a vieții în care cred că vă aflați și voi, realizarea profesională, împlinirea profesională se realizează cu foarte, foarte multă muncă. Se realizează cu talent, se realizează cu acel networking despre care am vorbit, dar se realizează cu foarte, foarte multă muncă și nu există scurtături pentru succes, pentru performanță și pentru împlinire. Vă urez din toată inima, în calitate de decan, în calitate de profesor, dar și în calitate de părinte. Vă urez să fiți sănătoși, să fiți iubiți și fericiți. Vă urez să aveți oameni frumoși și buni și iubitori în jur și vă invit să vă aduceți aminte cu plăcere de comunitatea FCRP și mai ales să vă aduceți întotdeauna aminte că dintre științele sociale comunicarea este în acest moment regina și trebuie tratată ca atare. Deci fiți mândri că faceți parte din această comunitate a comunicării și sunt sigură că veți avea foarte mult succes atât în viața profesională cât și în viața personală. Bună seara! Mă bucur să văd o sală atât de plină. Mi-amintește de examen. Să știți că profesorul Constantin Stichelez spunea că examenul este o sărbătoare. Probabil pentru profesori, sau poate doar pentru domnul profesor Stichelez, dar cu siguranță ceea ce se întâmplă aici este o sărbătoare. O sărbătoare bine meritată după 2 ani de muncă, cu multe cursuri, cu multe seminare, cu prezențe la seminar, cu, mă rog, momente mai ușoare, mai puțin ușoare, în care, dincolo de efortul vostru, al studenților, trebuie apreciat și efortul familiei, efortul copiilor, efortul prietenilor, pentru că să plece acasă la ora 8, să merg la serviciu, apoi să vin la curs și seminar și ajung seara pe la 9-10 acasă, este un efort pe care l-au făcut nu doar studenții, ci trebuie să apreciem și părinții, prietenii, copiii, frații și așa mai departe. Deci, tuturor, vreau să spun că acești 2 ani de școală reprezintă, sunt convins, foarte mult pentru cariera voastră, dar trebuie să remarc un lucru și anume că învățarea nu se oprește aici. Știți foarte bine că trebuie multe schimbări,
schimbări foarte rapide și tot timpul trebuie să fim în contact cu nou. Deci, evoluția voastră ca persoane care sunt dornice să cunoască va fi pe întreaga carieră profesională, iar dacă e să ne referim la relația pe care noi dorim să o păstrăm în urmă, în viitor, cu absolvenții noștri, unii dintre voi poate că o să fie doctoranți ai universității și ai, evident, în domeniul comunicării, iar poate chiar unii vor fi colegii noștri. Vorbeam odată că unii dintre foștii mei studenți au mai devenit și șefi, deci sunt profesori aici la Facultatea de Comunicare și Relații Publice. Deci ne dorim să colaborăm și în calitate de colegi și în calitate de parteneri în diverse proiecte, să fiți invitați ca specialiști la cursurile noastre. Deci viitorul sună bine, viitorul colaborării noastre sună bine, pentru că ținem foarte mult la ceea ce e noi numim comunitatea TCRT. Două vorbe despre programul de master pe care l-ați încheiat. Programul acesta a fost un răspuns pe care l-a dat facultatea în anul 2000 la conceptul de convergență a mediilor de comunicare care era deja pe piață. Internetul prelua poate cealaltă canale de comunicare care existau anterior și le transformă. Și apar profesii noi, dispar profesii. Și atunci era nevoie de ceva care să ne ajute să înțelegem în ceea ce se întâmplă în acest domeniu. Și atunci am încercat să unificăm, practic, producția de imagini și de la cinematografie până la internet, pentru că lanțul de producție este același, diferă cu mici particularități în funcție de ecran pe care se proiectează. În curicula pe care ați parcurs-o, ne-ar trebui să introducem acele elemente care să vă ajute să înțelegeți cum se mișcă lumea în acest domeniu și mai ales care este direcția. Pentru că vorbim de direcție, inteligența artificială este la ușă și aș îndrăzni să spun că sunteți norocoși, pentru că domeniul acesta al creativității este unul dintre cele mai puțin atinse, cel puțin în studiile de prognoză de inteligența artificială. Sunt anumite componente, dar în esență, creativitatea, adică ideea de a crea o poveste din sunete și imagini, rămâne un atribut fundamental al omului. Răspunsul la ce se va întâmpla cu inteligența artificială veți da voi, pentru că studiile care arată sau care se ocupă cu evoluția civilizației umane arată un punct de inflexiune în jurul anului 2040. Ori voi veți avea atunci aproximativ 40 de ani, mai mult sau mai puțin, veți fi întâlnit la forță creatoare și veți fi puși în situația de a găsi soluții la vremea care vine. Bună seara! Din păcate, nu am avut plăcerea să vă cunosc îndeaproape la cursuri, dar mă bucur foarte mult să vă văd și să vă întâlnesc astăzi. Am să vă spun câteva vorbe legate de imagine, de reprezentare, de ceea ce urmează să se întâmple cu produsele pe care le veți genera. Cum probabil că știți, imaginea și sunetul sunt instrumente foarte puternice. Aveți în continuare o putere foarte mare, dar și o responsabilitate foarte mare. Veți fi artizani ai unor viitoare percepții și reprezentări, iar efectele a ceea ce faceți se vor vedea și vor fi probabil uneori inimaginabile. Urechea dumneavoastră, ochiul dumneavoastră vor selecta câmpii de realitate. Maestria le va face ajustabile, le va face credibile și le va da mai departe. Cum spuneam, este o responsabilitate foarte mare, pentru că întotdeauna clipa poate să treacă neobservată sau poate să dăinuie pentru foarte mult timp. Aveți puterea să faceți asta. Însă sunteți absolvenții unei facultăți de comunicare și relații publice. Asta înseamnă comunicare strategică. Asta înseamnă că ceea ce faceți
spuneam un pic și mai devreme, la festivitatea unui alt masterat, cu un accent pe relații publice, asta înseamnă că nu cosmetizați realități. Sigur că puteți să o faceți, însă ar fi bine să nu. Creați realități, puneți în valoare realități și este vorba de o decizie, iar deciziile de multe ori sunt în ceva prezent, dar cu efect în viitor. Când luăm o decizie, noi ne uităm la alternativele pe care le avem. Din păcate, însă, consecințele de multe ori nu sunt foarte cunoscute. Noi alegem acum ceva, iar în viitor vedem că acel ceva e posibil să se transforme în altceva. Bună seara! Stă, scurt de mulți! Sunt băreți! M-am pus care a curs? Ora înaintată, l-a pus mână să spune să vorbesc foarte mult ceea ce vor de fiecare dată să-mi face tabă. Voi faceți? Așa că acum voi fi foarte scurt. Mă bucur că am fost dască în acest an. Am emoții pentru că mi-a spus Gustavul, nu trebuie să vorbesc, să pregătesc speech. Eu pregătesc speech-uri nici la cursuri, după cum bine știți. Facem cursuri foarte aplicate. Așa că vă încheiați, spunându-vă, din poza aia care mi-a spus tot pe zi, poate să fie cu voi, nu? Eu sunt Lorena și am emoții, ca să știți. O să încerc să fiu scurtă. Acest masterat a reprezentat pentru mine, dar și pentru o mare parte din colegii mei, o schimbare de macaz, o experiență cu totul și cu totul nouă, eu fiind absolventă de conservator, Universitatea Națională de Muzică din București. Vă dați seama, între comunicare audio-video și muzică, există ceva legături, dar mai multe diferențe. La fel am avut colegi care au absolvit tot muzică, film, litere, științe politice și așa mai departe. Și pentru ei, la fel, a fost ceva total nou. Da, tremuri, ok. Noi am fost o generație, așa cum au spus și domnii profesori, care am făcut un an fizic și un an online. Deși am avut acest an online, primul nostru an, în care nu ne-am cunoscut face-to-face, am reușit să ne apropiem destul de mult. Anul acesta a reprezentat, de fapt, experiența masterului pentru noi. Am reușit să ne apropiem, să ne împrietenim, să ne distrăm împreună la cursuri și în afară lor. Vă spun sincer, ne era dor să ne întoarcem în sălile de curs. Ne era dor de interacțiunea cu profesorii. Nu știu cum să vorbesc asta. De interacțiunea cu colegii. Ne era dor să avem emoțiile acelea din sala de examen. Să stăm de vorbă după ore. Ne-a lipsit toată treaba asta în pandemie. Nu pot să vă zic că a fost neapărat ușor. Pentru că și nu mă plâng. Și sigur nu ne plângem niciunul. Dar mulți colegi. Câțiva colegi au copii. Mulți muncim. Mulți au făcut naveta din alte orașe. Și s-au descurcat. Și suntem aici într-un număr foarte mare. Și vreau să vă spun că sunt mândră de voi. Și sunt sigură că și voi sunt mândră de voi. Pe această cale țin să vă felicit și eu, dragi colegi, pentru că am ajuns până aici împreună. Vă urez multă poftă în carierele pe care vi le-ați ales, să faceți numai ce vă place și să aveți parte de tot ce e bun în lume, să rămâneți la fel de energic și bun. Domnilor profesori care ne-au ajutat în acești 2 ani, țin să le mulțumesc pe această cale, pentru că și vă suntem recunoscători pentru implicarea dumneavoastră și ajutorul pe care ni l-ați acordat de fiecare dată când l-am solicitat. Țin să vă spun că am dobândit foarte multe informații în cadrul acestui program de master. Am fost susținuți să facem foarte multe proiecte practice, extrem de interesante, care ne-au ajutat să descoperim acest domeniu, să descoperim ce ne place să facem și ce nu, și ne-a ajutat să ne dezvoltăm creativitatea. Vă mulțumesc și dumneavoastră celor care încă sunteți în sală, pentru că doar simpla prezență a dumneavoastră aici reprezintă faptul că ne susțineți și ne-ați susținut până acum și pentru asta vă mulțumesc. Și, dragi colegi, ce pot să spun? S-a cam terminat cu joaca, dar sunt convinsă că vom excela în domeniile pe care mi le-am ales. Vă mulțumesc!
două cafele. Acestea că insistă pentru primul program de master, noi încheiem seria, v-am asigurat, vă doresc succes și sper să fie copil contra care ați învățat în cei doi ani.